Salut, prieten, ce faceți? Eu sunt Cristi, măi, și astăzi jucăm Minecraft, dar până să începem să jucăm ca lumea, să începem să mai construim și să mai dregem și mai nu știu ce, lăsăm cum am făcut acolo, ne vom pregăti să mutăm aceste oi, bineînțeles, cam mai ure arată aceste oi acum, pentru că nu le deosebesc la culori, dar nicio problemă. Și porcușorii, mai porcușorii, va trebui să facem acolo niște ferme ca lumea și să vedem ce și cum. Probabil o să ne apucăm de ferma porcilor pentru că e mult mai ușoară. Dar până acolo vreau să mergem să vedem ce s-a întâmplat dincolo cât am stat pe server. Poate s-a întâmplat ceva, poate nu s-a întâmplat nimica. Și dacă nu s-a întâmplat nimica, e bine. Va trebui cumva să le pun mai multe uși, poate se vor multiplica. Dacă nu, ei bine, cred că cam asta a fost. Mi se pare mie să acolo sunt doar 3. Nu, acolo sunt 2. Man, 2 acolo, 1 aici, nu-mi zic că s-a despomnat 1. Păi bune! Bă, 1 aici, 2 aici. Nimic acolo, nimic acolo. What? Aha, erați 2 în 1. Ok, ok. Faceți prostii. Bun, deci nu merge. Băi, va trebui să văd eu cum fac. Probabil trebuie să aducem toți villagerii din partea aia. Cine știe. Mama naibii, vedem noi. Până una alta mai ne construim pe la casă. Chestia o facem noi off-camera. Vedem noi. Până acolo mai este drum lung. Băi, deci nu știți cât mă oftic că nu mergem. Poate o să mai joc pe server, dar fără să filmez. Ca pe server să las mai mult timp să se spawneze și nu știu ce și vedem noi. Ar fi mai simplu, zic eu. Aici ori a fost o gaură, ori am făcut-o noi. Cine știe. Ne ia și somnul. Bun. Stai. Vreau să pui gard aici. Să am gardul la îndemână mai. Băi, aș putea să încep și de porci deja, dar parcă nu merită. Și oricum nu au loc toate aici, după cum se vede. Putem să facem vacile, să facem terenul ăsta mai mare pentru oi, eventual, nu știu. Ideea e că la oi trebuie să... What? Așa. Trebuie să facem oarecum pe sectoare ceva și să vedem aici, trebuie să acoperim totul cu dirt. Avem de unde. Încă n-am început, vă dați seama. Ne ia și... Cum v-am zis, mă ia somnul deja. Trebuie să spargem astea pe aici. Hai mă, dăm totul spart de aici, că nu am ce să fac cu toată iarba asta aici. Iarba asta ne încurcă mai mult decât ne descurcă. Văd că iară vine noapte, iară trebuie să mă culc, nu mai vine am patul la îndemână. Vine în cotețul la vaj, dar ce contează? Important este să spargem pe aici iarba, să putem avea un pic de spațiu. Bun, ceva de genul, hai să ne întoarcem să dormim. Zici că e lavă, mă, pe jos, zici că e lavă la cum se arată. Bun. Let's sleep, măi, let's sleep. Dormim aici la vaci. Da. Perfect. Ceva simplist la vaci, plin de paie, vedem noi ce mai punem, poate punem mâncare și apă prin interior, mai punem și pe aici pe jos. Ideea este că nu vreau încă să fac chestia asta. Pentru că îmi va consuma fierul și nu vreau să-mi consume fierul. Aici zic să lăsăm tot așa de câte 4 distanță, facem un trotuar frumos. Mergem până aici să numărăm. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12.
Ar arăta bine în acest 12 pe aici, dar nu. Aici cred că o să facem totul de oi. Deși nu le-aș da o importanță mai mare, dar vreau să fie împărțite sau... Nu, știi ceva, fuck it, hai să facem la fel. Probabil că n-am făcut bine sau hai să zicem că am făcut bine. Dar poate puteam să mergem un pic mai încoace și atunci să nu fi, a fi, a, să nu fi avut probleme aici. Pentru că vor fi probleme la construcție, trebuie să facem tot la fel de mare, trebuie să facem tot la fel de frumoasă și probabil tot la fel de simetrică. Adică dacă stau să le fac simetrice arată mult mai ok, nu mă mai complic cu nu știu ce. Două, patru. Da, uite, adevărul că aș putea să fac drumuri printre și acele drumuri printre se cam anulează de aici. Aici putem să mai adăugăm un singur set de animale și trebuie să ne ducem în partea aia, să ne extindem acolo, să mai facem la porci, la nu știu ce. Zic eu că s-ar prezenta mai bine. Și să lăsăm aici doar animăluțele noastre. Hai să vedem. Aici ar veni așa. Deci 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Da? Avem 10 în interior. 2, 4, 6, 8, 10 în interior ca și aici. Cel puțin așa știu eu că era, da? Ok. 2, 4, 6, 8, 10. Perfect. Perfect. De 10 facem. Aici e să fie intrarea, nu? 2, 4, 6, 8, 10. O intrare. 6 trebuie să mă arătăm. Așa, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 11, uite așa vine. Perfect, măi, păi perfect dacă se închide acolo. Mamma mia. Este minunată, nu? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bun, deci 11 trebuie să avem în fiecare parte. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Mă dor ochii. Da, ne dor ochii, mai bine spus. Sunt convins că și pe voi. De la atât alb, abia aștept să scăpăm de acest alb. Bun. Bă, ceva de genul, eu știu. Hai, fi așa acum, na. Mă stai un pic, hai să facem din partea asta. Aici, perfect. M-am gândit ce și cum, dar, na. Hai să mai dăm din partea asta. Hop. Țop, țop, țop. Și mai am fix de una de pus, mai fix una care a picat acolo și nu a intrat și de aici. Hop, țop. Trebuie să mergem să mergem piatră, trebuie să ne facem niște porți, trebuie să pregătim locul pentru oi și să ne apucăm mai departe. Știu că arată la fel, dar... Mie îmi place să fie totul simetric, la fel. Nu vreau să pun la unii într-un fel, la alții într-un fel și să arate mai urât. Stone, stone, stone. Cât mai avem? Oakwood planks-urile, dăm-i 2, 4. Sau găsim bețe pe aici. Da, uite, două bețe, dar nu mi-ajung. Ok, lasă-l, hai să-l facem așa. Pune tu bețele astea frumos unde trebuie. Dark oak wood planks.
fă două portițe, bagă-le aici și hai să mergem să facem și piatră. Căci avem nevoie mai de piatră, avem nevoie de piatră. Uite, ar trebui să mai ajungă. Două stack-uri pentru moment. Restul mai trebuie de distrus, mai trebuie făcut. Trebuie să punem niște pressure plate-uri și acolo. Hai că treburi avem, poate modificăm pe aici puțin, pe aici, pe acolo, deși mie îmi place... Opa, ăla nu aici. Îmi place maxim cum ar ieși. Să iasă așa simetric totul. Habar nu aveți voi cât de bine ar putea să arate. Perfect. Bun. Și de aici trebuie să facem jur împrejur. Perfect, mai perfect. Bun, am făcut asta, am pus jur împrejur, aici mai trebuie să continuăm, nu? Da. Nu știu exact cât, dar știu că trebuie să las vreo 5 distanțier. Ai poarta, una, două, două aici, una, două, a treia ar fi asta, da, și atunci ar fi 5 aici. Perfect, uite ceva de genul. Doar că astea nu ar fi aici, aici trebuie să punem lemn. Niște dark oak wood pe care se pare că nu-l mai avem. Damn it. Bun, ceva de genul. Perfect, măi, uite, măi, cât de bine arată. 2, 4, 2, 4, 5, perfect. 2, 4, 5, arată bine. Băi, dar stați că noi avem multe ferme de făcut. Aici o să mai facem altă fermă mai micuță pentru găinuțe. Găinuțe, whatever. Așa. Hai să punem și aici. Bun. Bă, hai că a căpătat o formă. Trebuie să mă duc pe aici. Trebuie să intrăm pe portiță. Bun, vreau să luăm chestiile astea cu noi, nu de alta. Aici am terminat tot. Putem să mergem mai departe, să ne facem treaba. Aha, îmi place cum se deschide. Abia acum am realizat cum se deschide ele, de fapt. Aici trebuie să punem un gard ca să nu ne trezim noaptea cu ele. Cu animalele, de fapt. Cu mobii, pardon. Așa, nu se poate dormi, dar nu contează. Facem asta. Dă-mi niște slaburi, destul de multe. Dar dăm și niște scări, te rog. Stați așa până să-mi dea și scări. Până să-mi dea scările, hai să punem jur împrejur pe aici. Aici știm că vine ceva de 3 geamuri, 1, 2, 3, deci putem să punem așa. Și atunci aici putem să punem scările să stea frumos. Una, două, trei și a patra, ceva de genul. Hai să punem astea mai departe. Hop, țop, hop, țop. Bun, bun, bun. Perfectos. Mai avem, perfect. Înseamnă că știm să ne facem treaba bine și trebuie să facem și scări. Damn it. Vrem și scări, mai vrem și scări pentru că ne trebuie.
Hai să dormim dacă se poate, perfect. Ideea este că vom termina repejor și... Na, acum, odată ce știi cum arată, totul se termină mult mai repede. Doar 42, serios, sau damn it. Oh, fuck it, 64 de butoane. Băgam eu așa ceva în el de butoane, va trebui să le folosim la multe acele butoane. Tocmai am aruncat un stack de piatră la gunoi, așa, la foc automat. Nici n-ați văzut cum a dispărut acel stack de ăsta. E bine, așa se întâmplă când te grăbești și nu ești atent. Important este că nu am făcut chiar o tragedie, cred. Stone? Oh shit, nu-mi zic atâta stone mai avem. Bun. Am mai făcut rost de niște stone. Stați așa să ne întoarcem. Nu are rost să ținem butoanele la noi. Sunt cele mai inutile la ora actuală. Așa, mai lăsăm din glowstone. Ok, mai vedem noi pe aici, pe acolo, ce și cum. Ce-am văzut aici și n-am observat dinăuntru. Băi, nu mi-a ieșit bine chestia aia. Mi-a ieșit foarte aiurea, dar hai că să nu mai facem prostii, facem ceva de genul. Două stack-uri, 3, 4 stack-uri de piatră, zic eu că ne-ar ajunge pentru moment. Mai fai niște scări. Bun, un stack și 18 sper să ajungă, dacă nu va trebui să mai improvizăm pe aici pe acolo. Ceva de genul, da, uite așa. Mă, dar nu vreau așa, așa ceva vreau. Se pare că nu merge chiar așa cum vrem noi. Aici am o milisecundă să pun blocul ăla fără să greșesc sau să mă opresc și... Na, dacă ne elene să ne oprim, normal că vine ceva de genul. Așa. Bun. Nope, ăsta chiar nu l-am pus bine. No, ceva de genul sau n-am făcut bine? Am făcut bine. Și acolo sus mai vine un rând de piatră și ăla e. Arată bine totul. Sper că nu ne trezim cu monștri în acoperiș, că ar fi o problemă. Dar din ce știu eu, nu au loc să se spawneze, pentru că am pus cu un rând mai sus, practic. Bun, ăsta vreau să-l distrugem. Să punem ceva de genul. Și let's go, se pare că am făcut mai multe decât trebuia. Nicio problemă, nu mai avem încă o construcție de făcut, dar nu mai avem piatră. Și va trebui să punem piatră la făcut. Destul de multă. Perfect, hai să culegem toată piatra asta greșită. Perfect, sar jos. Hai să vedem, măi, hai să vedem. 24 din astea în plus. Ok. Nicio problemă. Încă două stack-uri din astea. Bă, altă problemă. N-ar trebui să fie
Așa venea, nu? Da, perfect. Bun. Băi, cât de repejor ne mișcăm așa. E bine că am început să ne mișcăm repede. Am și stricat deja un stack, ok, nicio problemă. Bun, hai să mai mergem să mai punem. Eu zic să ne oprim aici, o să continui eu mai departe, poate, sau, mai bineînțeles, o să vă aduc și pe voi imediat. Ca să terminăm construcția împreună și după aia vedem noi ce facem cu o fermă de găini, ceva, eu știu, ne trebuie, a? Ne trebuie și nouă ceva. Ok, hai că am luat de pe aici, dar trebuie să mai punem la loc. Nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați și un share să vadă și prietenii voștri acolo și noi ne vedem în episodul următor.